Evident, acei care au câștigat puterea, ei sunt impuși de situații că să satisfacă doleanțele agenților electorali, ca să le spunem așa, la cei din teritoriu. Pentru că, până la urmă, toți funcționarii și toți primarii sunt niște agenți electorali la unui partid. Pentru că ei îmblă prin glod, ei îmblă cu rugăminți, ei îmblă cu doleanță de a vota, adică impun oamenii, nu impun direct, dar solicită oamenii să voteze un anumit partid. Și evident, vine ca o răsplată, asta e evident, dar ca să schimbăm lucrurile, trebuie în primul rând să schimbăm politica de a acorda granturile astea sau finanțările astea. Cât timp le acordă guvernul, atâta timp o să fie... Revenind la măsurile care ar putea fi luate ca să reducem din corupția, fiindcă vedem că e exterminată, probabil încă nimeni nu a reușit să găsească o formulă nici măcar în Estonia. În primul rând, ajutoarele pe care le primim, într-adevăr, trebuie să existe niște condiționalități foarte ferme impuse de către donatori, care se indice foarte clar criteriile fixe după care, în baza cărora se permite ca o grădiniță, de exemplu, să beneficieze de acest ajutor. Respectiv, numărul persoanelor care trăiesc în localitate, numărul persoanelor în ultimii 10 ani, că se poate de făcut o prognoză demografică, dacă într-adevăr grădinița asta va avea beneficiar peste 10 ani sau peste 15 ani și tot așa mai departe. Deci, un exemplu. Astfel încât să nu există spațiu pentru oricare ingerință a discreției umane. Adică, eu cred că totuși grădinița asta trebuie. Nu. Dacă se potrivește conform criteriilor, bine. Dacă nu, nimic. Majoritatea statelor care au fost eficiente în combaterea corupției au niște legislații foarte detaliate, ceea ce înseamnă că marja de discreție pentru funcționar este foarte mică. Marja de discreție însemnând spațiul ăsta în care funcționarul poate spune da, dar poate nu, dar poate se mai gândește. Deci cu cât mai mult este spațiul de asta, cu atât mai mult este spațiul și pentru acel adcat despre care vorbiți dumneavoastră. Cu cât mai strict sunt reglementate procedurile, cu atât mai exact este clar ce anume trebuie să facă pe cetățeanul, cu atât mai mică este marja funcționarului public. Și cu cât mai bine sunt definiți acești pași, cu atât mai ușor îi pot fi transformați în procedură electronică. Și atunci, practic, funcționarul public este scos din legătura asta cetățean-serviciu public.